supun votului dumneavoastră ordinea de zi și prezentarea trimisului. Trebuie să vă observați în ordinea de zi. Dacă nu sunt, supun la vot ordinea de zi și prezentarea trimisului. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține nu sunt. O să supun la vot procesele verbale din ședințele anterioare, procesul verbal din 29 septembrie. Ce este pentru validarea procesului verbal din 29 septembrie? Supun la vot procesul verbal din 6 octombrie. Ce este pentru? Procesul verbal din 10 octombrie. Supun la vot ce este pentru? Și din 17 octombrie, procesul verbal, cine este pentru? Mulțumesc. O să intrăm în ordinea de zi. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei sesiunii a doua de serițe, reluată din anul 2022, a proiectelor programelor depuse prin finanțare de la ambasade, din fondul bugetul local, municipiul Mășești. Consiliul local are inițiativă și hotărăște cu toate problemele de interes local, potrivit codului administrativ, între care și aprobarea listelor sesiunilor de selecție anuală a proiectelor și programelor depuse pentru finanțare nerambursabilă din fondul de bugetului local din municipiul Ionești. Atribuirea de contracte de finanțare nerambursabile se va face în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual din bugetele autorităților finanțatoare. Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentanții Comisiei 1. Comisia 1 a zis favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Și Comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc frumos. Vă rog discuții pe marginea acestui proiect, dacă sunt. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Trecem la proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind acceptarea de către municipiul Ionești a unui succesor vacant. Imobilul care face parte, care face obiectul prezentului proiect de hotărâre este situat în municipiul Ionești, strada Victor Babeș și Mărătoare, apartamentul 4, compus din o cameră, într-o suprafață utilă de 28,48 m². Imobilul s-a aflat în proprietatea de funcție Căderaru Maria. În baza pieselor din dosarul succesoral a fost emis certificatul de vacanță succesorală numărul 83/2022, în care se certifică că moștenitorul UAT Ionești cu sediul din Ionești, Bulevardul Lotus numărul 17, județul Bacău, cu o cotă de 1-1 în baza succesorală. Având în vedere cele expuse, supunem în dezbaterii și aprobării Consiliului Local proiecte de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc, raportul de specialitate a fost aici prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia 4, vă rog. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dezbatem cum ajuns sus în proiect. Eu aș avea o întrebare. Aș vrea să știu dacă avem idee care va fi destinația acestui imobil. Și aș vrea să știu cam câte imobile am avut în ultimii 10 ani și care a fost destinația pe care am dat-o acestora, provenite din succesiuni care n-au... Cred că este prima. Eu nu mi-aduc aminte să mai fi... Destinația va intra în fondul locativ și va fi repartizat pentru discuția regalului miloare. M-am gândit că poate există deja... Nu, există o procedură de repartizare a locuințelor. Adică asta e ideea, intră pe procedura de repartizare a locuințelor. Absolut. În regulă. Dacă nu mai sunt intervenții, supun la vot proiectul numărul 2. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 3. Proiectul numărul 3 privind aprobarea la rapoartelor de evaluare pentru unele bunuri aflate în proprietatea municipiului și de vederea părăzării intervenții contabile și tehnică operative acestea. Vă mulțumesc. Având în vedere prevederile legislative conform cărora valoarea ajunsă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă de evaluatori autorizați, conform reglementărilor legale viitoare și ca urmare a întâlnirii de rapoarte de evaluare de către evaluatori autorizați anevați, supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Mulțumesc frumos. Raportul de cercetare a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe banii acestui proiect? Eu, dacă îmi permiteți. Am o problemă și nu știu cum să o rezolvăm cu acest proiect. Proiectul este conceput pentru a actualiza valoarea contabilă. Da? Pentru asta se fac rapoartele de valoare. Doar că, o surpriză, rapoartele de valoare pe care le ați prezentat determină valoarea de piață a terenurilor, adică sunt pregătite pentru vânzare. Corect ce spun eu? Adică hotărârea nu are nici în prim, nici în bunică cu rapoartele. Păi nu putem face așa. Nu sunt de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră. Chiar dacă se pregătește, sau, mă rog, cu virgul, cu ghilimele de rigoare se pregătește, în codul administrativ la vânzare este prevăzut că se va lua două valori. Valoarea de inventar contabilă, valoarea contabilă și valoarea de circulație a pieței. Ăsta este primul raport și pe baza acestui raport de evaluare se introduc datele în contabilitate și se va ține seama, într-adevăr, de aceste evaluări la vânzare și ulterior se va mai face un alt raport de evaluare cu valoarea de piață. E un alt evaluator, că nu poate să facă la cineva. Asta încerc să vă spun, domnul secretar. Rapoartele de la acest proiect determină valoarea de piață și nu valoarea justă. Da? Ar fi trebuit ca pe rapoartele să determine valoarea justă, da? Și după aceea să veniți cu alt raport unde să fie determinată valoarea de piață. Greșesc? Nu, asta vă spun. Da. Dacă deschidem rapoartele, mai ales nu mai discutăm forma că acolo ar fi trebuit până și la contracte să existe obligatoriu obligatorii raportului. Dar de ce este asta? Eu nu am găsit valoarea justă. Este vorba doar și determinarea valorii de piață. Asta înseamnă că este vedet raportul pentru vânzare. Textul pe care trebuie să-l aprobăm noi acum nu are legătură cu anexa. Da, eu nu văd așa, dar probabil colegii mei și îmi pare o colega de la patrimoniu este în concediu, nu este, este înlocuitor, nu știu că știe colega noastră, dar repet, raportul numărul 4, de exemplu, avem strada eternității numărul 24, este cimitirul RE, unde se evaluează efectiv aleile, capela, terenul. Treceți peste el, celălalt. Da, dar vă repet, la momentul acesta, pentru a introduce și a stabili valoarea contabilă, ne trebuie un raport de evaluare făcut de un raport de un evaluator autorizat în evaluare. Exact, asta facem. Noi pe baza... Ba da, asta facem acum. Pe baza acestui raport se introduc datele în contabilitate și în patrimoniu. Și asta este valoarea contabilă. Ca să introduceți, dacă permiteți, dacă să introducem date, să introduceți date, că nu introduceți, să introduceți datele în contabilitate, ar trebui să aveți un raport de evaluare care să determine valoarea justă, da? Ok, pe baza acelui raport și pe baza hotărârii Consiliului Local, introduceți acea valoare în contabilitate. Următorul pas, când vreți să vină, mă refer la alate, când vrea să vină terenul respectiv, îi trebuie un alt raport de evaluare care să stabilească valoarea de piață. Faptul că cele două valori, valoarea justă și valoarea de piață, identice, este altă discuție. Da, eu înțeleg că prin aceste rapoarte de evaluare, practic, se actualizează valoarea de inventar din contabilitate. Avem o valoare. Dar raportul nu spune asta, asta vreau să vă spun. Da, mă rog. Nu sunt expert, nu sunt evaluator, eu vă spun din punct de vedere juridic care este rostul acestui proiect de hotărâre. Mai departe, nu cred în asta. Nu știu dacă ne puteți ajuta, domnul director, de ceva, greșesc cu ceva? Evaluarea se face la mai multe criterii. Ele oarecum interferează valorile la care face mențiune domnul Cicureșu. Nu știu mai care e exact exprimarea din rapoartele de evaluare, dar în principiu sunt mai multe metode prin care sunt abordate respectivele imobile și se stabilește de către evaluatorul o valoare. Acum nu știu pe ce variantă din ele mea. Sunt cam aceleași, adică nu-s diferențe între valoarea de piață și valoarea de, nu știu, nu-s diferențe foarte mari considerabile ca idei. E oarecum o abordare de, nu știu, o formulare, nu știu,
exprimat. Eu văd aici la un raport, îmi cer scuze, cred că luând în considerare obiectul evaluării și scopul acesteia, tipul de valoare adecvat este valoarea justă. Așa am scris în raport. Da, uitați la prima pagină, vă scuzați. Exact. Deci raportul adică este destinat utilizării de către dumneavoastră în scopul declarat la contractarea lucrărilor, rapoarte, la contractarea lucrării, rapoarte financiare înregistrate în contabilitatea valoarei juste a bunurilor, cu respectarea standardelor evaluare a NEVAD 2022 SF430. Zice, și dacă vă uitați, noi termină valoarea de piață. Ok. Nu o să ne abținem, noi o să ne abținem la vot și haideți să nu. Știți ce se întâmplă? Potrivit codului administrativ, evaluatorul răspunde de ceea ce scrie acolo. Exact. Nu funcționează așa lucrurile. Nu pot, dacă la zice o prostie, să vă crezi prostie. Sunteți de profesie economist, probabil aveți cunoștință. Să acreditați totuși. Și ce nu pot înfunda pușcăria, că s-a acreditat? Dar după dumneavoastră, cu toți ar trebui să înfunda pușcăria, numai evaluatorii ai nu poți, lăsați. Nu generalizați doamna Pașcu, că... O dreptățim. Bun, mai sunt și alte intervenții. Dacă nu o supun la vot proiectul numărul 3, cine este? Votul împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 4, pe hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Ionești, la unor imobile constituite din teren, în sfârșit și fără construcție, situate în intravilan în municipiul Ionești. Imobile ce fac obiectul propunerii de preluare în proprietatea privată a municipiului Ionești sunt situate în intravilanul localității, identificate prin plan de amplasare și delimitare. Aceste imobile au fost inventariate, delimitate și măsurate ca urmare a unor cereri depuse de persoane fizice sau juridice, având ca scop participarea la licitații publice în vederea concesionării sau închirierii terenurilor, precum și pentru stabilirea apartenenței la domeniul acestuia. Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentanții Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 4. Aviz favorabil și Comisia frumos. Discuții de marge acestui proiect, numărul 4. Dacă nu sunt supun la vot proiectul formă rezultată. Cine este pentru? Mulțumesc frumos! Trecem la proiectul numărul 5, proiectul hotărâre privind aprobarea actualizării datelor de carte funciară ale imobililor identificate cu numărul cadastral 67.978 și cu numărul cadastral 68.550, situat în municipiul Ionești. Având în vedere necesitatea unor investiții viitoare pe terenurile cu numele cadastrale 67.978 și 68.550 și ținând cont de procesul de verbal al Comisiei de Constatare a stadiilor fizice ale unor imobile situate pe unele terenuri aparținând în municipiul Ionești, prin care s-au constatat autodemolarea unor construcții de pe terenurile antemenționate, prin prezentul proiect de hotărâre se propune actualizarea datelor de carte funciare ale imobililor identificate cu numele menționate mai sus. Față de cele prezentate, propunem spre analiză și aprobare posibilul de fapt, pentru de vedere în forma prezentată. La fost specialitatea a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4, vă rog. Favorabil. Vă mulțumesc. Discuții primare acestui lucru. Dacă nu sunt, cine este pentru? Vă mulțumesc frumos. Proiect de hotărâre numărul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit de dreptul legal de us și servitute asupra unui suprafețe de teren aflat în proprietatea municipiului Ionești, județul Bacău. În vederea executării lucrărilor, lucrării extindere energie electrică din țara industriilor numărul 3, bloc 5, municipiul Ionești, secretul Gaz Grid, depune solicitarea în vederea acordării dreptului legal de us și servitute asupra suprafeței de 96 metri pătrați, teren aparținând domeniului public al municipiului Ionești, solicitare ce este însoțită de memorii tehnic. Față de această solicitare, considerăm că sunt îndeplinite condițiile de legalitate și oportunitate, motiv pentru care vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc. Raportul specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Discuție pe marginea proiectul numărul 6. Dacă nu sunt, supun la vot în formă prezentată. Cine este pentru?
Vă mulțumesc. Votul împotrivă, abținere. Proiect de hotărâre numărul 7, proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri proprietate de municipiul Iași. În vederea realizării achizițiilor concrete de hotărâre administrative, Consiliul Local hotărăște demisiile legii doar al administrării concesionare să închirieze bunurile ce aparțin de domeniul public al sau domeniului privat al municipiului Iași. Prin hotărâri de Consiliul anterior a fost așezată să formă concesiunii spre acțiile de teren menționate în documentele înaintate. Ținând seama de solicitările înregistrate la primăria municipiului Iași, se propune transmiterea dreptului de concesiune conform datelor de identificare din proiectul de hotărâre menționat. Față de cele arătate, vă rog analizat și discutați. Dacă o specialitate a fost prezentat, au cuvântul reprezentanții Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia favorabil. Favorabil. Vă mulțumesc. Discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul. Numărul 7, cine este pentru? 6. Poate vă ați mai sunt, vă mulțumesc. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantum burselor aferente anului școlar 2020-2026 pentru elevii din învățământul pe universitar de stat, frecvență din municipiul Iași. Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecția socială, cât și stimularea elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură și disciplină. Luând în păzare prevederile legale care stipulează cuantumul comunei burse și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărârea Consiliului Local, prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea numărului de burse pe fiecare unitate de învățământ de pe data municipiului Iași, precum și cuantumul acestora astfel. 500 de lei bursa de performanță, 200 de lei bursa de merit, 150 de lei bursa de studiu și 200 de lei bursa de ajutor social. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în formă prezentată. Cu o singură precizare, acest proiect a fost avizat și va fi aprobat și va fi contrasemnat pentru legalitate de către colegiul meu, directorul executiv al Direcției Juridice Robert Chiriac. Având în vedere, eu știu, nesuspiciunea, că n-aș putea să zic suspiciunea, pentru că nu poate ce spun de vedere al anii, cu privire la conflictul de interese. Nu-i conflict de interese sub nicio formă și o să vin la anii și o să reglementez această situație, am înțeles-o. Dar până la momentul ăsta, recent pe site-ul anii a fost publicat un raport, colegul meu de la Asociația Juridică, anii l-a arătat, un consilier local sau ce a votat sau a semnat ceva, dar un grup mare de nu știu câte persoane participa și fiecare dumneavoastră și l-au considerat conflict de interese. Și se judecă acum, da? Eu nu vreau la o măsură și pentru ceilalți consilieri, că sunt gradele 1-2, dacă e cineva să ne anunța să trecem în procesul. Da, eu nu particip la vot. Nu particip la vot. Așa, îți mă spune. Nu poate face nicio. Mai trebuie să-l inițiez nicio. Nu are legătură, că nu, dumneavoastră sunteți inițiator, nu puteți fi în situație de conflict de interese și fața asta. Special ce? Copiii mei să nu fie trecut la bursă, dar asta nu e nicio fel de problemă. Dumneavoastră nu sunteți deliberativ, nu aveți cum să aveți probleme. Se poate interpreta așa. Dacă sunt discuții, atunci supun la visele. A, scuze, ce scuze. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Și Comisia 4, vă rog. Favorabil. Vă mulțumesc. Discuții de marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Votul împotrivă, abținere. Da, trecem la următorul proiect. Proiect hotărâre privind actualizarea comisiei de aplicare a criteriului selecția laboratorului de parsi și parsimetri și independent, ce a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Local 23/2013 privind aprobarea procedurii de atribuire a criteriilor de selecție. Era nouă. Era nouă. Păi nouă Nu, este nou prin noua dispoziție pe care a fost transmis, a fost în trei mâine rotate. S-a eliminat un proiect. Privind aprobarea criteriilor de selecție, operatorul de taxi, taximetrișul independent și de stabilire a comisiei de aplicare a acestora. Vă mulțumesc.
Prin hotărârea Consiliului Local numărul 23 pe 2013, s-a aprobat comisia de aplicare a criteriilor de selecție operatorilor de taxi și taximetriști independenți, respectiv de stație privind procedura de atribuire a criteriilor de selecție a operatorilor de taxi și taximetriștilor independenți. S-a prezentat faptul că din membrii comisiei ce au fost analizați pe această hotărâre nu mai lucrează în cadrul instituției noastre, propunem actualizarea componenței celor două comisii conform propunerilor umanitate. Față de cele menționate, având în vedere prevederile stipulate de codul administrativ și administrației în domeniu, vă propunem întrebarea politică care a prezentat în mulțumesc. Raportul societat a fost prezentat. Au convenție de situație comisii numărul 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe imaginea proiectului numărul 9. Dacă nu sunt supunut... Să nu se... Încerc scuze, vă rog. Da. Se va alege această comisie. Întrebarea mea dacă această comisie are și drept de control asupra firmelor de taxi. Și mă refer neapărat la orarul de funcționare a firmelor. Știm foarte bine, cred că majoritatea ați avut câte o ocazie noaptea să fie un taxi și să nu vină, că nu au. Sau sunt plecate din localitate, e mai frumos așa să se spună. Măcar puteți să trimiteți o solicitare, o notificare a orarului să fie cât de cât respectat și nu spunem că puteți avea și drept de aplicarea unor pedepse dacă nu respectă acest orar. Mulțumesc! Dar această comisie este doar pentru atribuirea contractelor, dar pentru respectarea regulamentului de organizare și desfășurare a serviciilor de taxe există autoritatea locală la monitorizare. Aspectul ăsta o să-l vedem și doamna Băcănescu, aș vrea să vedeți să verificați regulamentul de organizare și desfășurare a serviciilor de taxe, dacă este prevăzut, pentru că știu ce este prevăzut să asigure 24 de ore, dacă nu... Ei au un caietul dat și în contractul de atribuire, iau 24-24, clar, că nu le respectă. Vă rog să notificați și să respecte. Da, o să notificăm. Măcar notificări de avânt. O să notificăm toți operatorii, să respectă 24-24, măcar o parte de vor. Mulțumim. Dacă întrebăm, vă rog. Este, ei respectă programul de 24, dar respectă cu o mașină sau două. Acolo, în lege, trebuie să asigure minim. De asta, când sunăm la 11 noaptea, nu există taxă și copil. El are o mașină. O nu, e fiscal. Trebuie să ai valuri. Despre asta e lege. O să ne auzăm pe regulament și o să propunem articolul 30-36. Ce o să asigur permanența în pentru că așa am dar tocmai a spus la început că o mașină sau o care nu pot face față. Trebuie să ne gândim, să analizăm împreună cu dumnealor. Exact. Bun, votul fiind secret, este vot la persoană și autorizează la comisie. Sau
27 septembrie 2007 s-a aprobat pentru o perioadă de 5 ani 2018-2023 ca număr de 200 de autorizații de taxe pentru executarea sectorului transport persoane regim de taxe municipiune să fie atribuite. Având în vedere prevederile legale în domeniu care permit prelungirea autorizațiilor la CEPRE pentru 5 ani cu menținerea obligatorie a aceluiași număr de ordine, în prezentul proiect de hotărâre, vă supunem aprobării prelungirea perioadei de funcționare a autorităților de taxe atribuite pentru executarea serviciului de transport public de persoane în municipiul Onești, pentru perioada 2023-2028. Față de cele menționate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre forma prezentată. Mulțumesc frumos. Raport specialitate a fost prezentat. La cuvânt, reprezentanță comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4, vă rog. Aviz favorabil. Vă mulțumesc frumos. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul numărul 10. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 11, proiect de hotărâre cu modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local 206 și Portfon de 2021, privind aprobarea documentației în faza de are, indicatorul publicului economic, a revizului general și a răspunderii cererii de finanțare din Programul Național de Investiții Angel Salin pentru retur de investiții în realizarea Părerea Jucului de la 11, din categoria 3, în 2019. Din hotărârea Consiliului Local numărul 283/15 octombrie 2021 a fost aprobată documentația în bază de datele indicatorilor tehnico-economice, a revizului general și depunerea cererii de finanțare din Programul Național de Investiții Angel Salini pentru obiectivul de investiții modernizarea calea Jucului 2011, având de categoria a treia, începând județul Bacău. Având în vedere aprobarea finanțării primite din partea Ministerului Dezvoltării Lucrurilor Publice și Administrației, a fost necesară actualizarea proiectului în fața DALI și a indicatorilor tehnico-economice a acestuia, ținând cont de valoarea cheltuielilor neeligibile ce trebuie finanțate la bugetul local și aprobarea acestora prin hotărârea Consiliului Local. Față de cele arătate, vă rugăm să analizați cele expuse, să aprobăm de hotărâre în formă prezentată. Vă mulțumesc. Raportul specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Și 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul numărul 11. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Votul împotrivă, alții nu sunt. Trecem la ultimul proiect. Proiectul de interes local, dacă vreți să vă înscrieți. Dacă nu sunt, dar închise lucrările și înțeleasă. Mulțumesc frumos, mulțumesc.